Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face spaghete boloneze. Eu aș mânca paste în fiecare zi, pur și simplu le ador. Nu de mult v-am arătat rețeta mea de spaghete carbonara, rețetă clasică, un deliciu. Iar astăzi am vrut neapărat să vă arăt și varianta mea de spaghete boloneze. Pe canalul meu găsiți nenumărate rețete de paste, toate la fel de gustoase. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 500 de grame de spaghete, 300 de ml de supă de găină, o ceapă mai mare tocată mărunt, 3 roșii mai mari pasate în robotul de bucătărie, 1 kg de carne de porc tocată, 2 linguri de pastă de roșii, un ardei capea tăiat julien, 4-5 căței de usturoi tocați mărunt, 2 morcovi tocați cu bulețe, 3 frunze de dafin, câte o linguriță de pudră de usturoi, busuioc, cimbru, oregano și rozmarin, sare și piper după gust, jumătate de legătură de pătrunjel verde tocat și 150 de ml de ulei de măsline. Într-o oală punem uleiul, morcovii, ardeiul, ceapa și puțină sare. Le călim 5-7 minute cât să se înmoaie legumele. Adăugăm carnea tocată, amestecăm și gătim cât să își schimbe culoarea. Apoi adăugăm roșiile pasate, pasta de roșii, usturoiul, supa de găină și amestecăm. Condimentăm cu pudra de usturoi, cimbru, oregano, busuioc, rozmarin, sare, piper, frunzele de dafin și pătrunjelul verde tocat. Gătim sosul aproximativ 30-40 de minute, amestecând din când în când. Când avem sosul făcut, fierbem spaghetele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, într-o oală cu apă care fierbe, în care am pus puțină sare. Spaghetele boloneze sunt gata. Priviți cât de bine arată. Peste spaghete punem sosul bolonez, care are un gust magnific. A ieșit mult sos care acoperă pastele, le veți adora! Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!